Astăzi suntem la Cania Veche și pe ordinea zilei avem o sărbătoare importantă, frumoasă, desată, ziua de naștere a doamnei Victoria. Cu siguranță nici nu se așteaptă la atâtea cadouri și la atâtea urări de bine de partea celor dragi. La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Vă spunem bună ziua și bine v-am găsit. Ne așteptam să fie mai multă lume, însă noi ne mulțumim și puțin, ba chiar doar cu o persoană, iar acea persoană poartă numele de Victoria. Căci este o câștigătoare și este o doamnă foarte frumoasă. Astăzi, domnul Victoria, am îndrăznit să intrăm în gospodăria dumneavoastră pentru că răsună o sărbătoare frumoasă. Una importantă, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru întreaga familie, și anume... Pentru toată familia mea. Mulțumesc frumos, îi iau în seamă. Vă iau în seamă pentru că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Așa că vă drept la mulți ani sănătoși, frumoși, norocoși, alături de oameni pe care îi iubiți și la care țineți. Vă doresc ca bună dispoziție să nu lipsească niciodată. Să nu știți ce înseamnă boala, să nu știți ce înseamnă oboseala. Mereu să aveți zâmbetul pe buze. Ia zâmbiți! Zâmbiți, zâmbiți, zâmbiți! Arătați mai bine de 1000 de ori. Fie ca în vizită să fie doar veștile frumoase, oamenii buni, prieteniții minunate, așa că și dumneavoastră. În casă să predomine fericirea, trupul să vă fie sănătos, inima să fie plină de dragoste, sufletul să vă cânte, vecinii să vă invidieze, iar Dumnezeu să vă iubească. La mulți ani! Mulțumim. Astăzi am venit în ospiție, dar nu am putut să venim cu mâinile goale. Respectiv, pentru dumneavoastră avem o listă plină cu cadouri presărate cu dragoste, respect și afecțiune. Din partea celor dragi, însă urmează dumneavoastră să ne spuneți anume care sunt aceia. Nu știu. Nu știți. Pentru că sunt toți pesticotare și le mulțumesc la toți. La toți. Le mulțumesc la toți. Le iubesc pe toți. Pe toți. Urmează să-i elucidăm misterul anume din partea cui vin aceste daruri, însă, pentru început, primiți, vă rog frumos, acest tort delicios, care vă reprezintă doar tortul, vă rog frumos, doar platoul lor. Puteți observa că este ca pentru o regină. Este și o coroană, pentru că dumneavoastră cum sunteți? O mamă scumpă și dragă pentru ei. Așa, o mamă scumpă și dragă pentru ei, dar și o regină, o prințesă. Și aplauze pentru prințesa noastră. Tare, 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 tare. Am spus noi că sunteți o prințesă, o regină, iar ele trebuie să primească flori. Cât mai multe flori. Fie ca drumul veței dumneavoastră să fie presărat cu crizanteme, cu petale de trandafir, lalele, ghiocei, romanițe, însă astăzi doar la dumneavoastră am venit în dar cu o combinație frumoasă atrăgătoare de crizanteme. Roșu plus alb. Poftim! Sperăm că vă plac florile, vă reprezintă. Ia mirosiți-le, doar mirosiți-le! Mulțumesc! A dragoste, da? Chiar dacă este iarnă, florile nu lipsesc. O, mama mia, sănătatea este un lucru la care trebuie să țineți, la care trebuie să vă uitați cu atenție, iar cei dragi se gândesc la dumneavoastră, la starea de sănătate, la regimul dumneavoastră alimentar, din această cauză, ce țineți acum în mână, un coș încărcat cu vitamine, toate pentru dumneavoastră. Este cam greu, lăsați-l, lăsați-l jos. Auzim de la dumneavoastră că e prea mult. Însă copiii nu au spus că este prea mult din partea dumneavoastră. În fiecare zi sunați,
nu faceți griji, i-ați crescut, i-ați educat. Nu ați dormit poate noaptea în rând. Astăzi este sărbătoarea dumneavoastră, împliniți vârsta de 55 de ani. 2 din 5, o aniversare norocoasă, și trebuie să savurați șampanie, pentru că ea este vedeta zilei împreună cu dumneavoastră. 55 de grame, măcar. Ne-am înțeles? Iar atunci când o să turnați șampania, să priviți doar partea plină a paharului, să fiți optimistă și, în general, în viață, să trădați fiecare situație cu pozitivism, cu veselie. Silvia, repede, cadou e primit, cadou de dat, să deci la Silvia și pe masă. V-am dat noi mici indicii cam din partea cui vine surpriza, v-ați dat seama, iar continuăm cu un certificat de merit și recunoștință, așa să mă vedeți, în semn de recunoaștere pentru toată grija depusă, dragostea emanată de o inimă mare, de inima dumneavoastră, care niciodată nu a spus nu familiei, se acordă titlul de cea mai scumpă mamă și bunică din lume, doamnei Irizan Victoria. Și aplauze, 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 căci le meritați absolut de toate. De fiecare dată când o să o primiți, să vă aduceți aminte că sunteți cum? O bunică, o mamă scumpă și dragă, iubiți pe toți nepoții și nenii. Așa, imediat vă dăm și microfonul să trimiți o comentare, dar până atunci dorim să citim un mesaj de felicitare pe care l-au scris cei iubiți. Scumpa, iubita și unica noastră mamă, primește sincerele noastre felicitări cu ocazia zilei de naștere. Iartă-ne dacă ți-am greșit sau ți-am spus cuvinte urâte. Astăzi, pentru că nu putem fi alături de tine, venim cu o felicitare mai deosebită. Și vrem să-ți mulțumim pentru că ne-ai dăruit viața, în primul rând, pentru nopți nedormite, pentru grija care ne-ai oferit-o la toți nouă copii. Ești o mamă puternică și foarte curajosă. Ne închinăm în fața ta până la pământ și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să te țină cât mai mult lângă noi. La mulți ani sănătoși, scumpa noastră. Scumpa noastră mamă, mamă soacră și bunică. Cu drag, din partea ginerelui Mihail, a fiicei Snejana și a nepoțelilor Mihail, Gabriel și Sofia. Dar absolut toți părinți, absolut toți nouă copii, câți nepoțeliți? 8. Așteptăm la 9. 8? Îl așteptați pe 9. Sfiți 9 copii, 9 nepoți. La cât mai mulți nepoței și la cât mai... 4 fiți căsătoriți. Așa. Căsătorit cu Nora și am plătut 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 și am plătut. Am înțeles. Are timp și el, dar al nouălea este pe drum. Da. Iar noi vă dorim la cât mai multă fericire din partea copiilor, din partea nepoților. Ei v-au fericitat. Și acum ce aștept? Mesaj de mulțumire din partea bunicii. Mulțumesc frumos din partea voastră. M-ați fericitat. Aștept acasă. Vă doresc sănătate, pașii, liniște, bucurie, Mișa, Snejana, Mihai, Gabi, Mica, Sofia, vă iubiești de bunica din acasă, foarte deschis pentru voi în tot timpul, și pentru Sofia, și pentru Gabi, și pentru Mihai, și pentru voi amândoi, și pentru toți așelași Snejana, și Leanuța, și Nicu, și Gheorghe, și Ionela, și Olesia, și Vlad, și Nicu și Lenuța și toți și Nicoleta, toți veniți acasă, bunica vă așteaptă în șer. Poarta e deschis pentru toți. Mulțumesc pentru surpriză, vă aștept acasă. Vă iubesc pe toți, de-a rândul sunteți a mei și Mihai și Gabi și toți. Și Iuri și Silvia, toți sunteți lângă mine. Am înțeles, i-ați repetat de două, de trei ori pe aceeași, dar nu e nimic, asta înseamnă că țineți la ei, că vă gândiți pe rău. Și astăzi, chiar dacă nu vă sunt aproape fizic, sufletește cu siguranță. Mii de kilometri nu compieri cu unii dragul să vină. Sunteți de acord? Felicitări încă o dată,
Vă uitați la camera atent și urmează să facem fotografii. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.